În această perioadă de vară, inspectorii OPC au desfășurat controle intense. Unele dintre acestea au vizat unitățile de tip ștranduri, piscine și bazine de înot, unde oamenii legii au urmărit în principal respectarea calității apei de îmbăiere. Pe lângă afișarea regulamentului care conține măsurile de igienă care trebuie respectate de cei care folosesc bazinul de înot, comisarii au verificat și alte aspecte importante. Existența registrelor de evidență a calității apei de îmbăiere și a clorului rezidual liber, utilizarea apei care corespunde normelor de calitate conform cu standardele în vigoare pentru bazinele de înot, respectarea ritmului de împrimenire a apei, de spălare și dezinfectarea bazinelor. Controlele au vizat dotarea corespunzătoare a acestor unități, fie că vorbim despre vestiare, dușuri, grupuri sanitare, avertizoarele de adâncime sau de calitate a apei de îmbăiere. În acest sens, 5 operatori economici au fost controlați în această perioadă. Informarea eronată a fost singura problemă descoperită, pentru care s-a aplicat o amendă contravențională de 1000 de lei. Și cum piscinele și ștrandurile fac casă bună cu chioșcurile din incinta acestora, și ele au fost vizate de inspectorii olteni. Urmarea acestei acțiuni de control, au fost verificați 6 operatori economici, fiind verificate 273 produse alimentare și 448 litri băuturi răcoritoare și alcoolice, aplicându-se până acum o sancțiune contravențională amendă în valoare de 1000 de lei. Acțiunile de control se află în desfășurare și vor continua până la sfârșitul sezonului estival.